Și am revenit. Suntem tot împreună cu Piticania, cu hârciogul ăsta micuț. Și mergem în... Mergem mai departe împreună, în următorul oraș. Să vedem ce noi aventuri vom descoperi. Cred că vine și el din spate. Mai mult ca sigur că vine și el din spate. Tia! Cum s-au zis? Tia! De la el. Aici o să stau puțin, să se încarce din hartă, că după aia durează foarte mult loading screen-ul. O zis stop? Stop? Așa, să se mai încarce puțin. De fapt, oricum cred că o să-mi dea loading screen, aștept degeaba. Dar nu o să-mi dea loading-ul așa de îndelungat, vedeți? Deja aproape de la jumătate. Și mai bine să stați un picuț acolo la poartă, de exemplu, dacă prin poarta aia nu vedeți lumea cum mi s-a întâmplat, mie mai bine stați la poartă, pentru că după aia dacă intrați în ea, în loading o să dureze mai mult decât dacă a stat la poartă plus loading-ul. Nu de altceva, dar am văzut chestia asta, mi s-a întâmplat și mie și de aia. Știu că a durat. A durat destul. Haide, încărcă-te. Așteaptă hârciogul. El aparent are, cred, calculator mai bun. Are un hard care se învârte mai repede. Se poate e pe SSD, cine știe. Da. Cine își pune un joc de 5... De fapt, ar merge pe un SSD. Vai, de ce s-a dat zbârnă-i pe SSD? Eu cum mai realizez? Da, păga că n-am. Haide, mă, haide odată. Ale. Uite, bă, ce drăguț m-a așteptat. Cred că m-a așteptat. Vedem dacă o să-l aștept și eu când o să fie momentul. Ceva îmi spune că nu o să-l aștept. Dacă vine la după mine, îi rup capul. Salut, ce faci? Am venit să-ți spun ceva. Nimic. Mă râdeam doar. Tu ce facem? Dai, câte lucruri interesante îmi dai, dacă îți completezi misiunea. Da, da, accept, accept. Hello, it's me. Yo, mă, ce... Asta e copilul Jokerului. E un copil vitreg. Ha, ce dat arată. Vezi, aveți aici două chestii de-astea. Ca să luați misiuni suplimentare, cum ar veni. Stai așa. Nu știu, cavernă, așa cred că se zice, nu? Nu, hai tu că vin după tine. Nu m-ai așteptat, nu de data. Bun, tu e pe aia mici de acolo. Eu te zic face. Uite-l sus. Îl iei tu pe ăla? Las că-l iau. Opa. Hello, it's me, îți blochezi tot ce lovești. Cred că în momentul când blochezi și apoi dai cu click dreapta, dai mult mai mult damage. Da, să citesc misiunea asta. A, la? Deci nu trebuie citesc, bun. Trebuie să mai morăm de ăștia. Nu de ăștia. De ăștia? Da. Și încă unul aici.
Of, că am trecut prin el. Piticu? Porno? Iei tu de la fontana? Ia asta, ai de la fontana dacă vrei. Hai da. Piticania. Sper că putem intra amândoi, nu? Nu-i ceva de solo. Nu-i de solo. Perfect. Da, da, cum zici tu? O ia, o ia tu, bine. O bag eu primul? Păi da, se poate. Hello. It's me. Nu, mă, iară s-a dat la o parte din fața mea. Și-a dat abilitatea pe lângă. Ce dă ăla? Ce dă piticane de la distanță? Bună! Hei! Mă ești cam înaltă. Pentru jocul ăsta. Asta nu pot să o deschid. Ah, da. Nu știu acea limbă. Stai puțin, fata, să-mi upgradez, să-mi evoluez o țară. Te putem spune, mă, de asta și de asta. Și acum ce facem? Mergem înapoi? Înapoi, hai. Aici o să intrăm solo. Vezi că înainte v-am zis că trebuie să citiți ceva acolo. Aici în meniu ceva cu MOV. Apare să dați click să citiți. Dacă nu dați pe ăla, nu o să puteți intra aici. Dar trebuie să apară, uite-mă, așa. Nu o să puteți intra aici. E ca un fel de antrenament aici. Hai, dar pune-l în cur. Bum, poc, ca țigan, știi? Că din jos, poc, îi dau un picior. Dar pot să-l pun și eu jos. Mai rapid decât tine. Până-ți încași tu chakrele și explodează căcatul ăla. Bine, aici nu mai am eu ca să pun eu în cur. Da, da, video de prezentare nu e interesant. Da, dar cum zici tu? Știu că sunt bun la 2, bun. Unde? Uite. Too fast. Păi da, normal. Too fast. Păi da, normal. Unde e următorul? Următorul. Asta e distanța mai mare. Hai, puneam și în corp dacă era. Asta e frate? Ah, e un el? Cred că e ea. Level up. Abilitate nouă. Și ieșim de aici. E clar, o să dureze loading-ul ăsta. Îți fain imaginele astea, adică personajele astea. Arată șmecher. Warlock. Warlock. Cred că warlock, nu plural. Warlock. Un warlock mic și cu o warlocă mai mare. Oare și-o câtele l-au ieșit? Da, normal că a ieșit. Cum? Hai, come on, hai, cum?
probleme? Dar trebuie să luăm ăla mai întâi. Hai cu ce. Ah, de fapt nu, că... Da, mai întâi aici. O să vedeți de ce. Ăla, abia acum a făcut level up. Nasol. Salut, ce faci? Ai la masa tăcerii? Că sunt cam drăguți. E bine că nu mi s-a trântit ușa în cameră. Foshi Pyres is just south of here. Please be careful. Trebuie să-mi la copacelul ăla. Ce copacel o să vedeți. Ah, de fapt nu acum la copacel. Salut, ce faci? Poftim? Cu plăcere! Ei, bună, ce faci? Dai misiune? Mersi! Spune lui Joker că-s fanul lui. Spune lui Tactu că-s fanul lui, de fapt. Hello from the... Stai puțin, trebuie să mă duc? De ce? Hai că facem asta împreună, misiunea, cred. You don't have permission to do that. Ok, și acum? Stați, că trebuie să mergem înapoi după chestia asta. Hai mă, canalizează. Dar trebuie să se pună mai repede chestia asta cu teleportatul. Dintr-o bază în alta. Dintr-un loc la o bază sau ceva genul. Ceva genul, de fapt, așa și este. Am un fix, să spun, ceva genul. Și nu știu de ce. E drăguț caracterul ăsta, așa micuț. De fetiță. Asta cred că e de fetiță. De fapt, așa ar trebui să fie de fetiță. Hello, Ningo, ăsta mă omoară. Dar totuși, se încarcă destul de bine, mă așteptam să se încarce mai greu. Dar nu se încarcă mai greu, se încarcă bine. Și acum, oh, dar ți-e așa de greu, se încarcă de obicei? Da. Da, mă, fugi. Stai să completez iar o de asta. Uite, mai prind și niște chei. How long you know about Blade and Soul? A few years. Așa. Prefer party. Și solo, nu știu. Mai merge mai fain în party. Amândouă. Mulțumesc. Sunteți niște drăguți. Aici cred că trebuie să-mi aleg clasa aia. Nu, clasa, tabăra. Nu? Da, trebuie să-mi aleg tabăra. Roșii sau albaștri. Cortland. Crimson Legion, Fight for the People.
It's your destiny. Mă duc cu destinul. Ăștia, nu? Da. Da, să ne îmbrăcăm în destin. Da, stă bine în destin. Șacul albastru. Nu pot, pot să mai upgradez armă, nu am ce să pun pe apă. Ok. Ce e aici? Ah, e shop-ul. Da. Hai să mergem. Ba, stați puțin. Să mă uit dacă inventarul, avem, este un inventar. Un inventar, o magazin. Stați că vă arăt imediat. Level 5. Să nu dai în mine că te mănânc. Nu aici. Unde mă să-i? A, uite. A, nu. De avem aici basic și secondary. Și mă gândeam că ăsta basic poate fi împărțit și cu contul mare. Adică să pun aici ceva de pe contul mare și să pot lua cu contul mic. Ați înțeles voi. Să fie la comun, dar vă că noi. Și aș da pe ăla. Poți să-l bat? Nu, lasă. După aia poate vine cu prietenii. Dar nu e o flamă, e aici, tipul. Level 6. Hai, mergem aici în oraș. Poate-l ajungem din urmă. Poate, dar nu prea cred. Sau să lăsăm video aici. Să-l închem aici și facem după aia următorul oraș? Da, cred că ar fi mai bine așa. Hai să ne încărcăm și vedem. Ce vreme răcuroasă e afară. E răcuroasă, de fapt e frig în toată regulă. A trebuit să plec de acasă, am crezut că îmi îngheață bibelourile în pantaloni. Așa de frig. Și să vezi că la iarnă o să fie 17, la iarnă, la, când o să fie Crăciun, o să fie 17 grade, nu o să fie zăpadă, iar o să fie urât, noroi, cum a fost și anul trecut. Nu mă chef de sărbători, n-ai, în asemenea condiții. Ba, cred că închei video ăsta aici. Și video viitor o să mergem în, nu știu cum se numește, orașelul ăla. Iopa. Eu mă am misiune aici. Aici. E bine. Deci aici se încheie acest video. Cred că e numărul, da, e numărul 3. Ne auzim data viitoare. Poate ne întâlnim iară cu hârciogul ăla mic și facem misiune împreună. Dacă nu, singur. Sau găsim pe altcineva să ne ajute. Nu de altă, dar e mai bine în party, că nu, dacă îl vezi pe altul că mai farmează pe aici, de exemplu, dacă vrea să farmeze bulbazauri de ăștia mici, îs puțin pe aici și ei și tu, ei și ea și el se împarte și după aia face foarte greu misiunea și așa dacă vă luați în party, normal că faceți pe repede. De fapt, asta e logica party-ului, de fapt știți și voi asta, dar nu știu ce vă mai zic și eu. În fine, ne auzim data viitoare și până atunci, spor la joc! Haidi pa!